Am observat că este de bon ton să-ți așezi foarte meticulos ceasul. Fac și eu camezinul grupei ca să imit pe distinșii vorbitori. De fapt, mi-am dat seama care e motivul că nu au acordat toată atenția ceasului. Când pășești aici, te cuprind căldurile și normal că nu vrei să te mai așezi. Estimez că în 2-3 minute mă voi dezgheța suficient ca să intru și eu un mesaj. Dar vreau să spun din toată inima că sunt impresionat de ceea ce reprezintă astăzi comunitatea română, comunitatea creștină română din Londra și evenimentul pe care dumneavoastră l-ați organizat. Apreciez organizatorii care au pus suflet, care au lucrat intens în lunile trecute pentru a aduna în sala aceasta pe cei preocupați de destinele diasporei românești. Suntem o țară care sărbătorim acum 30 de ani de libertate. Câți dintre dumneavoastră, cei prezenți în sala aceasta, v-ați născut după 22 decembrie 1989? Vă rog, ridicați mâna sus ca să vă vedem. Uitați-vă, e o generație care s-a născut în libertate sau alții care aveam o vârstă fragedă la perioada Revoluției. Cum se face că de la o țară care se numea și se fălea cu titulatura de țară creștină, am ajuns la un referendum eșuat? Un referendum care ni s-a părut floare la ureche. Cum se face că astăzi asistăm uluiți la transformările din societate, la pierderea busolei morale? Ne uităm la modul în care moralitatea din societate s-a schimbat și aproape pe nesimțite, fără să ne dăm seama de dinamica ei, după referendumul de anul trecut ne-am dat seama, România nu mai este ceea ce credeam noi că este. Gândirea progresistă și sora ei mai mică, gândirea corectă politic, de fapt regresul gândirii, nu s-au instalat în societate, nici în România, întâmplător, din senin, peste noapte. E vorba de un proces. Această abordare este rezultatul unui proces care a fost sistematic susținut în cadrul societății din Occident și astăzi își face intrarea tot mai mult și în societatea română. Și, deși este just să criticăm unde am ajuns, e important astăzi să acordăm atenție procesului prin care societatea își erodează sistemul de valori pe care a fost clădită. Un studiu recent publicat de ziarul The Economist a reliefat aceste resorturi ale schimbărilor care se petrec în societate. 75% din transformarea societății, spune studiul acesta, nu se datorează faptului că oamenii și-au schimbat părerile. Adică nu s-a gândit Nea Ion sau Lordul John. Așa într-o zi, știi, până astăzi m-am gândit că familia este un bărbat și o femeie, dar probabil că ar fi interesant să fie și altfel. Nea Ion s-a născut gândind că familia înseamnă bărbat și femeie și va muri cel mai probabil gândind la fel. Schimbările însă s-au petrecut la tranziția, la schimbarea dintre generații. Sociologii numesc aceasta generational replacement. E momentul în care o generație ieșuiază în a transmite următoarei generații valorile în care a crezut. Și de aceea, în seara aceasta, trebuie să tragem un semnal de alarmă. Și vreau să pun o întrebare foarte practică, foarte simplă și pertinentă. Cum vor arăta fiii și fiicele dumneavoastră? Articolul din The Economist spune simplu, demography is destiny. Schimbările demografice schimbă destinul. Și aici, când suntem împreună cu diaspora, trebuie să apreciem acest adevăr. Voi sunteți expuși mai mult decât cei de acasă la acest fenomen. Dacă în țară există o transmitere a valorilor mai facilă, mai naturală, în cadrul familiei, al bisericii, al societății, voi, prin faptul că ați optat, fie că de voie sau de nevoie,
Prin faptul că ați optat să trăiți în diaspora, involuntar, sunteți în prima linie a acestui fenomen. Și riscul este uriaș ca generația care vă urmează să nu mai pășească pe urmele voastre. Ei bine, eu nu sunt adeptul teoriei conspirației, nu cred că e cineva care dirijează toate lucrurile acestea, cum vor alții poate să sugereze, dar totuși nu pot să nu observ că unora le convine de minune faptul că milioane de români, în cea mai mare parte oameni creștini, credincioși, conservatori, sunt smulși, sunt strămutați din țara lor, din contextul în care s-au bucurat poate de anumite libertăți, dar au suferit poate din punct de vedere economic, sunt strămutați astăzi în alte societăți în care Occidentul, în speță, în cazul nostru, poate să opereze nestingherit asupra urmașilor lor. Poate să facă o operație în gândirea lor, în valorile lor, în așteptările lor. Cunoașteți cu toții, cred, pilda Neghinei. Pilda aceasta e citită în mod deosebit într-o cheie hermeneutică, ontologică, procesul prin care rasa umană a fost contaminată cu păcatul. Însă, pilda aceasta are niște aplicații foarte practice care rămân actuale. Neghina este strecurată în ogorul sufletului omenesc într-o stare de neveghere. Dați-mi voie să vă citesc. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Și sunt sigur că toți care am primit valorile creștine și educația creștină apreciem sămânța bună pe care am primit-o. Însă, pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul, a semenat neghină în grâu și a plecat. Cum a fost posibil ca la o generație distanță de la Revoluția din Decembrie, după ce am îngenunchiat pe străzi acum 30 de ani, am rostit rugăciunea Tatăl nostru, să nu putem să mai păstrăm valorile noastre așa cum ne-am așteptat? Lucrul acesta este posibil pentru că pe când dormeau oamenii, pe când nu eram atenți la schimbările acestea, ne-am lăsat ușor purtați de vală. Unele dintre schimbările acestea au fost determinate la nivel guvernamental, sunt schimbări legislative, o legislație permisivă, și întrebarea este cum au ajuns legiuitorii să gândească astfel dacă ei reprezintă populația din România. Neimplicarea creștinilor în mărturisirea adevărului în lumea politică a lăsat spațiu liber ca să vină alții care se intitulează, ascultați ce interesant, salvatorii României. Vin alții să salveze țara noastră, în ghilimele spus, când noi n-am vrut să păstrăm mesajul salvific al Scripturii. Apoi mass media a concurat în aceeași direcție. Astăzi, un mare procent din personajele care apar pe micul ecran se identifică drept LGBT. Ba chiar astăzi sunt personaje din desene animate, din programele pentru copii. În timp ce dormeau oamenii sau părinții, copiii primeau în gândirea lor neghina aceea. Și desigur, schimbările acestea au fost grăbite și anticipate de sistemul de educație, care în mod constant a subminat valorile. Sunt școli care astăzi au o preocupare specială să se împotrivească valorilor creștine. Însă absolvenții acestor universități devin astăzi educatorii, devin profesorii, învățătorii copiilor noștri. Copiii noștri, pe când noi poate dormim sau nu suntem vigilenți, sunt învățați la școală că familiile tradiționale sunt demodate, că identitatea de gen este o chestiune fluidă, că unii s-au născut într-un corp străin. Sunt învățați că viața nu este chiar ceva sacru și mai ales sunt învățați că părinții care i-au educat sunt depășiți, nu înțeleg progresul societății și nu își merită rolul de îndrumători. E mai bine pentru copil să rătăcească în lumea aceasta, să-și caute sinele, să-și identifice genul, să guste din toate plăcerile, să se lase purtat de val până când el va fi deșteptat din ignoranța lui.
E foarte interesant, mesajul acesta se aseamănă cu vocea șarpelui din grădina Edenului. Oh, de ce să te iei după creator, după părinții tăi? Tu ai putea să fii mai deștept, ai putea să fii mai luminat, mai puternic, mai împlinit, mai progresist. Și în felul acesta, neghina a fost strecurată. Și atunci, ce este de făcut? Când privim la toată imaginea aceasta, numai intervenind asupra acestui proces, putem să ne așteptăm la rezultate diferite. Am ajuns aici în urma unui proces. Au fost oameni care au plănuit, care au gândit, care au semănat sămânța aceasta, care iată că a reușit să crească în societatea noastră. Nu e de ajuns doar să criticăm. Nu e de ajuns să ținem mesaje savante despre ceea ce se întâmplă în societate. Nu e de ajuns să ne victimizăm și să spunem, vai, am ajuns o minoritate, trebuie să ne apărăm din postura aceasta. Dacă a fost un proces în jos, trebuie să existe și un proces în sus. Există posibilitatea să schimbăm direcția lucrurilor, dar pentru asta e nevoie de o strategie. E nevoie de o viziune și e nevoie de îndrăzneală. Și de aceea vă spun cu toată convingerea, cred că sala aceasta și evenimentul din seara aceasta nu este doar un eveniment. Este un semnal că diaspora se trezește. Este un semnal că nu mai vrem să asistăm nepăsători la ceea ce se întâmplă cu generația noastră și cu generația care ne urmează. Dați-mi voie în concluzie să sugerez 4 domenii de acțiune care sunt accesibile tuturor de aici și pe care le putem pune în practică plecând acasă din seara aceasta pentru a face o schimbare, pentru a răspunde cu un proces inteligent și față de care să fim dedicați. În primul rând, informează-te. Dragii mei, umanismul și marxismul sunt ideologii astăzi atot prezente în universitățile din vest, dar asta nu e o modă trecătoare, nu este un accident. Lucrurile acestea au fost semănate în societate. Noi, sau aceia dintre dumneavoastră, mai ales care ați plecat cu 10, cu 15 ani, cu 20, cu 30 de ani în urmă din țară, poate n-ați observat toate schimbările acestea cum s-au petrecut în țara noastră. Dar ele, în mod vădit astăzi, afirmă, grupurile acestea afirmă în mod vădit astăzi, că doresc distrugerea sentimentului religios chiar. Pentru asta noi trebuie să știm să răspundem. Trebuie să știm să ne adresăm cu curaj și cu demnitate. Există cărți, există literatură bună astăzi care ne învață ce este umanismul și cum putem să facem față acestei presiuni. Informează-te, inclusiv cunoscând cuvântul lui Dumnezeu. Este penibil astăzi că oameni care nu cred o iotă din Scriptură argumentează folosind Biblia și căutând ei să distrugă valorile creștine. Oameni care nu cred Scriptura o folosesc împotriva creștinilor care nu sunt pregătiți să răspundă. Apostolul Pavel ne spunea, stați gata având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcați cu platoșa dreptății. Este o responsabilitate noastră să ne informăm fiecare în locul în care suntem în societate, dacă lucrezi pe șantier, să poți să vorbești cu colegii tăi la nivelul care este acolo, dacă ești în mediul universitar, să poți să vorbești colegilor tăi la nivelul de acolo. În al doilea rând, implică-te în viața copilului tău. Indiferent de abordarea care există la nivelul școlii, e important să vorbești cu educatorii și să știi ce le prezintă copiilor tăi. Spune-le că este datoria ta pe care ți-o asumi să fii adevăratul tutore al copiilor tăi. Tu trebuie să-ți protejezi copilul tău din punct de vedere spiritual, emoțional, psihologic, mai mult decât vrea statul sau școala să o facă. Implică-te în comitetele de părinți. Fă-ți vocea auzită, cere școlii să protejeze dreptul tău și să-l respecte de a-ți educa copilul tău după valorile pe care le ai. Roagă-te împreună cu copilul tău și răspunde-i la întrebări. Unii vă întrebați, să stau aici sau să mă întorc în țară? Întrebarea cheie este aceasta. Poți să te îngrijești de copilul tău în acest sistem, care poate te depășește, poate e un context pe care n-ai ajuns încă să te familiarizezi suficient cu el. Poți în contextul acesta
să transmiți valorile creștinii, să fii încântat și mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața copilului tău? Dacă nu, atunci este responsabilitatea ta să iei o decizie curajoasă pentru viitorul copilului tău. În al treilea rând, fă-ți datoria de cetățean. Unii nu sunt în sala asta pentru că sunt de părere că creștinii nu trebuie să aibă nimic de a face cu lumea politică. Pe când dormeau oamenii, lumea politică a început să ia hotărâri care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu te sfii să-ți ceri drepturile care sunt chiar garantate de Constituție. Nu te sfii să-i scrii senatorului sau deputatului tău. Fă-o cu politețe, fă-o cu respect, dar îndrăznește să faci lucrul acesta. De asemenea, votează sau candidează dacă e nevoie. Dar îndrăznește să crezi că Dumnezeu te poate folosi să fii sare și lumină și în mediul acela. Și nu ceda la șantajul și la presiunea de a tăcea în societatea prezentă. Citeam recent că musulmanii nu știu să fie minoritari. Uitați-vă, unde sunt și sub 1% și sub 0,1% într-o țară, își cer drepturile de parcă ei au fost acolo dintotdeauna. Și același autor spunea, din păcate creștinii nu știu să fie majoritari. Se sfiesc în țara lor să-și afirme drepturile și identitatea. Nu știu ce biserică, inclusiv biserica ortodoxă, dacă ar fi îndrăznit să ceară ce au cerut musulmanii să construiască în centrul Bucureștiului. Da? O moschee de 10.000 de locuri. Și reușiseră la un moment dat chiar să facă pași în direcția aceasta. Nu vă sfiiți să vă afirmați drepturile și nu acceptați mentalitatea de rămășiță, de minoritari. Noi avem niște valori pe care le putem afirma cu demnitate. Și în al patrulea rând, evită extremele. Nu bascula, nu pendula dintr-o parte în alta, de la nepăsare la o atitudine violentă sau virulentă. Am avut în istoria țării noastre extreme, extremă dreaptă, legionarism, oameni care au folosit un limbaj otrăvit și care au otrăvit societatea. În pilda Neghinei, robii s-au dus la stăpân și i-au spus, vrei dar să mergem și să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând Neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Nu e rolul nostru să smulgem Neghina prin violență fizică, printr-un limbaj nepotrivit. Sfântul Apostol Pavel spune că noi trebuie în societate să fim o miriasmă, un parfum de la viață spre viață. Și de aceea noi putem să vorbim despre valorile noastre, nici rușinându-ne, nici temându-ne, ci cu curaj, cu bucurie, cu patos chiar, chiar cu încredere că noi avem viața din Dumnezeu pe care vrem să o transmitem în societate. Fie că ești teolog, că ești pastor, că ești preot, că ești o persoană care lucrează într-un domeniu laic, dezvoltă o teologie practică. Hristos ne-a chemat acolo în societate să vorbim cu dragoste despre viața pe care am dobândit-o în El. Dragii mei, fenomenul diasporei este unul extrem de complex și, pe de o parte, tulburător, dramatic. Meditam la ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel. Realitatea este că a existat o mare diasporă evreiască, dar această diasporă, Dumnezeu a prevestit-o avertizându-l pe Moise că atunci când poporul va păcătui, va fi în neascultare, când Dumnezeu se va mânia pe popor, îl va împrăștia. Și trebuie să luăm gândul acesta în serios. Țara noastră, nu pentru că a umblat în voia lui Dumnezeu, a ajuns în situația aceasta ca milioane din fii și fiicele României să aleagă calea diasporei. Dar în același timp, mesajul care a fost menționat și în seara aceasta este la fel de valoros. Dumnezeu a spus chiar și acolo, în diaspora, aveți o misiune, aveți un mandat, aveți o chemare foarte înaltă de a trăi după valorile și identitatea pe care ați dobândit-o în Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze România și inclusiv diaspora românească.